Bună draga mea, sunt Luna Ala. Soarele va fi învărsător între 20 ianuarie și 18 februarie. În timpul acestui ciclu vei fi motivată de foame de experiențe și originalitate. Inovația devine mai importantă decât convenția. Distincțiile de clasă, structura și ordinea pe care Capricornul le consideră atrăgătoare par a fi prea rigide. Libertatea devine mult mai semnificativă pentru tine. Principalul aspect al săptămânii este marcat de luna nouă în semnul vărsător pe 25 ianuarie, o dată cu anul nou chinezesc. Pot să apară multe circumstanțe și obstacole neașteptate, bariere în domeniul afacerilor sau profesional. Soluțiile și ideile originale vor fi necesare pentru a le depăși. Dar aceste decizii vor deschide un nou nivel și noi oportunități pentru atingerea obiectivelor tale. În domeniul sănătății apar sensibilități și au nevoie de atenție sporită. Partea inferioară a pecioarelor, gleznele, tendonul lui Ahire, mușchii antebrațului, tiroida. Hai să aflăm acum la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, se pare că a venit momentul să îți testezi serios calitățile diplomatice. Săptămâna aceasta totul depinde de cât de repede îți transform adversarii în aliați. Trebuie să comunici intens cu colegii, partenerii și chiar concurenții pentru a determina perspectivele pentru viitorul apropiat. Vineri vei simți nevoie de sprijin, dar nu se rata slăbiciunea tuturor. Un nou hobby romantic îți va ocupa tot timpul liber. Săptămâna aceasta va fi plină de întâlniri și pregătiri plăcute. Stelele îți recomandă să nu încetinești, adică să nu te gândești prea mult, altfel lucrurile nu vor ajunge niciodată la intimitate. Iar dacă o faci, atunci nu mai departe de flirt. Cu toate acestea, îți va fi mai mult decât suficient dacă pur și simplu îți vei îmbrățișa partenerul înainte de a merge la culcare. Situația financiară va fi stabilă. Principalele întrebări ale săptămânii, ce să cumperi pentru weekend și nu prea scump. Joi și vineri este deja nedorit să faci afaceri, tranzacții și proiecte importante. O cadă cu sare de mare va avea un efect benefic asupra stării tale de bine. Vineri și sâmbătă rezistența organismului poate scădea moment în care vei fi deosebit de vulnerabilă. Fie că va trebui să încerci să eviți comunicarea cu potențialii purtători de virus, fie să mănânci usturoi înainte de a părăsi casa sau a primi oaspeți. Ești amenințată cu un vârtej de probleme urgente. Riști să uiți ceva important. Așa că poartă turcoaz. Întărește memoria și face proprietarul său mai atent la detalii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur, săptămâna aceasta vei avea ocazia să descoperi o mulțime de lucruri interesante și originale care îți vor fi utile nu numai ție, ci pentru întregul tău mediu. Miercuri este o zi minunată pentru a întâlni prieteni pe care nu i-ai văzut de mult timp din cauza sărbătorilor. La sfârșitul săptămânii încearcă să nu intri în conflict cu șefii tăi. În weekend, distrează-te din inimă, dar nu pierde simțul proporției. Cu mai puțină ambiție și stimă de sine, averea este schimbătoare. Obiectul tău de extaz nu este deloc înclinat să pretindă restricționarea libertății tale. Înțelegi sentimentele. O sete irepresibilă de noi sentimente de dragoste îți poate face viața personală excelentă. Nu vei ieșua dacă decizi să areți o mică autoritate în raport cu cel ales. Poate fi o pedapsă ușoară sub o formă de masaj pe a cincea ceacră sau chiar o parte a corpului. Și chiar poți să-l convingi pe iubitul tău să joace cu tine tine, dar prinsele în pat. Marți pot fi ședințe importante și pregătirea rapoartelor. Joi nu ceda provocărilor și nu lua în serios ofertele de afaceri. Acestea sunt fie o glumă, fie o înșelăciune totală. În această săptămână, astrele îți recomandă să-ți urmărești tensiunea arterială. Creșterea sau scăderea acesteia poate fi însoțită de apariția mai multor simptome neplăcute, de la dureri de cap până la slăbiciune generală. Dacă înțelegi la timp care este cauza, poți corecta rapid situația. Încearcă să nu te grăbești nicăieri, nu fi nervoasă, relaxează-te mai mult. Acest lucru va reduce probabilitatea problemelor. Nemulțumirile acumulate te pot face să te rupi în bucăți între mai multe Lucruri simultan. Pentru a evita pierderea capului într-o astfel de situație și prioritizarea clară, caută ajutor de la turmalina. Această piatră nu numai că ajută la concentrarea asupra celui mai important lucru, dar de asemenea face posibilă funcționarea ta mai eficientă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemenii! În general, săptămâna este favorabilă muncii și creativității. Modificări importante se produc în viața personală și în bine. Ceea ce ai visat se va realiza. Vei fi fericită să îndeplinești o muncă creativă fără să urmărești obiective egoiste. Bani și așa vei avea. Autoritatea ta va crește semnificativ, libertatea de alegere va rămâne cu tine. Vineri poate fi o zi de rătăciri și aventuri de dragoste. Iubești și ești iubită. Și din nou vrei să te asiguri că sunteți legați de un fir puternic. Sunteți atrași unul de celălalt. Sunteți gata să vă înțelegeți și să vă încântați unul pe altul. Bucură-te de moment! În tot ceea ce se referă la iubirea platonică și fiziologică, tu vei semăna cu un pârâu jucăuș. Un simț interior intens al ritmului te va ajuta să curgi lin și fără probleme, iar un sunet puternic de apă și pietricele se va dovedi a fi un mediu de dragoste de plină. Ai o șansă bună să câștigi și să obții profit suplimentar. Săptămâna promite un premiu solid și perspective interesante. Totuși, cât poți lucra? Este timpul să te gândești la o vacanță de primăvară. În această săptămână, astrele îți recomandă să acorzi o atenție deosebită calității carbohidraților pe care îi consumi. În primul rând, ocolește dulciurile. Fructele proaspete, congelate și uscate sunt alegerea perfectă pentru tine. Cu orice altceva ar trebui să fii atentă. Preparatele din carne tocată se recomandă, în general, să fie excluse din dietă. Sunt dăunătoare pentru stomac. Mănâncă cereale de la micul dejun până la prânz. Poarte safire în argint în aceste zile. Sunt atât frumoase cât și elegante și fără prea mult patos. În plus, această combinație îți va aduce noroc, energie și sănătate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC Săptămâna aceasta se se pot demonstra clar toate complexele interne. Ei bine, cu atât va fi mai ușor să le combați. Deja până în iercuri vei simți că ești iubită și apreciată, dar s-ar putea să descoperi că ești profund indiferentă în toate problemele. Într-o astfel de situație, părăsirea lumii iluziilor este foarte indicată. Poți obține multe subjugându-ți șefii și colegii cu o idee interesantă. Un compromis de vinere îți poate limita sever libertatea. Deci, în această Astăzi, compromisul nu este pentru tine. Fii puțin mai moderată în cererile tale. Cu toate acestea, minunile se petrec mereu. Iubitul tău și-a recunoscut greșelile și a făcut concluziile adecvate. Aceasta este o victorie, dar nu ar trebui să continui să-ți fluturi pumnii și să exagerezi subiectul propriilor tale drepturi. Doar petreceți mai mult timp împreună. Nu vei ști să eviți pasiunea arzătoare a unui fel de persoană iubitoare de lângă tine. Ești lângă el precum o lampă albastră violet, iar el va străluci cu o pasiune crudă pentru tine. Încearcă să nu refuzi prea stângaci pe bietul coleg. Fă-o cu grație și frumos. Știi cum stelele sunt optimiste? Căutarea unei noi surse de venit va reuși. Performanța și perseverența ta vor aduce rezultate excelente. Te poți aștepta la un bonus foarte decent. Acum poți aborda destul de liber aproape orice problemă legată de sănătate. Dormi puțin mai puțin decât este necesar. Optează pentru o schimbare flexibilă a activității fizice, încalcă ușor regulile de siguranță. Toate acestea te vor scăpa de stres și evită contactul cu alergenii puternici. Cunoscuți de tine, poartă bijuterii din coral pentru a te ajuta să înțelegi mai bine împrejurimile. În zilele următoare, va trebui să vorbești mult, să vorbești public, să organizezi ceva. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu este un moment bun pentru a-ți face planuri. Au șansă să devină realitate. E timpul să-ți schimbi perspectiva asupra vieții și să scap de stereotipurile vechi. Nu-ți fie teamă să-ți asumi proiecte pe termen lung, merită să-ți extinzi contactele. Ești acum foarte convingătoare și atractivă. O societate cu oameni mai în vârstă îți va fi plăcută, dar fi atentă la ofertele seducătoare. Ești ruptă între muncă și persoana iubită? Încearcă să elibereze aceste talere, deoarece partenerul tău nu este foarte încântat să se simte abandonat, vei fi activă și sensibilă, așa că nu vei rata nicio șansă de a utiliza pe deplin potențialul sexual al alesului tău. Cel mai probabil vei smulge cu atenție de la cel iubit tot ceea ce este capabil și chiar mai mult decât atât. Adevărat, ar trebui să ai milă de bietul om și să începi să ai grijă de el. Luni sunt posibile încasări în numerar nesemnificative, deci nu ar trebui să contezi pe mai mult decât până acum. În această săptămână vei experimenta destul de des un sentiment puternic de foame. Stelele îți recomandă să nu înduri, dar să-ți tratezi corpul cu ceva gustos și sănătos. Poartă cu tine o pungă de caise uscate sau orice alte fructe uscate. Le poți mânca într-o cantitate suficient de mare fără să te preocupe în mod special silueta. Bea apă. Poți bea apa cu zeamă de lămâie aproximativ 2 litri pe zi. Este posibil ca, alegând accesoriile pentru tine în această săptămână, să vrei să fii originală. De exemplu, încearcă să înfășori unul dintre lanțurile tale preferate în jurul încheieturii. Probabil vei obține o brățară interesantă. Poți completa un astfel de decor improvizat cu unul sau mai multe pandative. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran.

Săptămâna aceasta pare să te aștepte și mai multe muncă. Vei putea face față la acestea doar datorită în altei tale autorități și a celor la care poți solicita ajutor. Volumul propriilor idei te poate împiedica să-ți realizezi potențialul. Încearcă cel puțin la sfârșitul săptămânii să-ți găsești timp pentru a te odihni, planifică-ți o vacanță și cumpără cadouri pentru cei dragi. Și nu uita de promisiunile pe care le-ai făcut. Nu-ți face griji, săptămâna asta nimic nu-ți amenință cuplul. Mai ales dacă urmezi viza, mai multă motivație și mai puțină emoție. Te poți aștepta la o ocazie fericită sau la un semn discret care te va ajuta să rezolvi o anume situație. Toleranța îți va permite să aduci armonie în relația voastră. Te vei strădui să învălui cu taină toate acțiunile planului intim. Și cu cât se așterne ceața, cu atât mai interesantă ți se va părea apropierea. Doar nu exagera! Altfel, alesul tău se poate plictisi de aceste indicii și nebuloase, plăcând de acasă înainte de a avea timp să îl oprești. Marți este indicat să nu rezolvi nicio problemă financiară, doar pierzi timpul. Joi, atât achiziții mici cât și achiziții serioase, inclusiv cadouri pentru cei dragi, vor avea succes. Informații comerciale importante și utile pot ajunge la tine vineri. Săptămâna aceasta, principalul lucru pentru tine este să te miști cât mai mult, nu sta într-un singur loc. Uita că ai mașină sau abonament la autobuz și tramvai. Parcurge orice distanță rezonabilă pe jos. Ar fi bine să adaugi un fel de plan de gimnastică de dimineață. Poți să pari a fi prea neliniștită, enervată și poate chiar militantă. Deci, purtarea rubinului ar trebui evitată săptămâna aceasta. Pentru a te echilibra, poartă turcoază cu jad. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța Săptămâna aceasta poți dezarma ușor oamenii prin atenție și bunăvoință. Eficiența acțiunilor tale, așa cum promit stelele, va crește semnificativ, vei avea timp să faci multe. Refuză îndoielile inutile, altfel vei depune prea mult efort pentru a-ți depăși propria rezistență. Evite conversațiile personale la locul de muncă. Acum este mai bine să eviți chiar și flirtul inofensiv și nu ceda provocărilor emoționale. Săptămâna va trece repede, vei fi chiar surprinsă când vei vedea că sâmbata a venit. În această zi poate apărea o cunoaștere foarte romantică, ceea ce te va obliga să-ți schimbi planurile pentru weekend. Îți poți folosi avantajele în sfera intimă. Este posibil să nu fi ghicit înainte cât de mult poți face și cât de mult poate fi apreciată arta ta. Aceasta înseamnă că ți se așează totul înainte, dar nici nu trebuie să te grăbești. În relația intimă, fă totul încet, cel puțin de două ori mai lent decât de obicei. Situația financiară va fi stabilă, dar nu poți conta pe venituri mari. Acum este momentul să simți unitatea cu colegiul și partenerii să faci un lucru comun. Evite duminică cheltuielile mari, încearcă să nu cumperi nimic. Încearcă să mănânci mai multe fructe săptămâna aceasta, în special cele bogate în oligoelemente, precum potasiu și magneziu. Poți adăuga fructe uscate în dietă, nu renunța la smochine, caise uscate, curmale, prunea. Amintește-ți că dulcele, alcoolul și medicamentele diuretice interferează cu absorpția magneziului, iar ceaiul puternic, cafeaua, elimină magneziul din organism. Este posibil ca mai aproape de mijlocul săptămânii să experimentezi o ușoară dezamăgire. Va fi necesar să-ți revizuiești de urgență planurile pentru weekend și va fi destul de dificil să revii la o dispoziție bună. Urmează sfaturile astrelor și puneți un colier de chihlimbar auriu în jurul gâtului. El te va ajuta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion. Săptămâna este probabil să fie armonioasă și de succes. Vei fi fericită să trăiești, să muncești, să iubești. Vei avea suficiente forță pentru a implementa tot ceea ce decizi să realizezi. Energia personală va crește semnificativ, așa că vei fi foarte creativă și sociabilă. Poți avea o întâlnire de neuitat. Săptămâna aceasta vei găsi o dragoste pasională, romantică, tandră. Dar nu-ți pierde capul, mai bine încearcă să-l încânți pe cel ales, făcându-i un cadou de lux. Sarciunele tale matrimoniale sunt cel mai bine de îndeplinit acasă. Stelele spun că, indiferent dacă te transforma într-o prăjitură, Capul persoanei iubite va fi în continuare ocupat de altceva. Desigur, interacțiunea corporală, orice s-ar putea spune, este un lucru plăcut chiar și în cantități mici. Dar pentru a nu jigni jumătatea ta cu avansuri sau presiune, încearcă să nu investești prea mult în tine însăți. Restrângerea în manifestarea sentimentelor îți va îmbunătăți situația financiară. La jumătatea săptămânii poți primi venituri semnificative și chiar bani suplimentari. Te rog, surprindeți persoana iubită cu un cadou scump, Stelele îți recomandă să-ți aranjezi câteva zile de post. Opțiunea ideală este postul pe apă, care poate dura până la trei zile. Dar nu fi zeloasă dacă corpul tău nu este încă familiarizat cu această practică. Nu are nevoie de stres. Pentru început, o zi va fi suficientă. Îți vei lăsa sistemul digestiv să se relaxeze, ceea ce îți va afecta în mod pozitiv întregul corp, precum și starea de spirit. Săptămâna aceasta ești deosebit de atrăgătoare și norocoasă, deci îți poți permite absolut totul. Simte-te liberă să porți atât bijuterii ieftine, cât și diamante uimitoare. Principalul lucru este ca bijuteriile să se potrivească cu starea ta de spirit și, cel mai probabil, va fi însorită și Vesela. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător! Săptămâna aceasta nu trebuie să planifici soluționarea sarcinilor vitale. Este mai bine dacă este posibil să găsești mai mult timp pentru relaxare. La locul de muncă va trebui să-ți demonstrezi autodisciplina și punctualitatea. Probabil va apărea o nouă sarcină provocatoare pe care o vei putea gestiona rapid. Pot apărea probleme familiale mici, dar tangibile. Este mai bine să nu te grăbești nicăieri, să te gândești înainte de a spune ceva sau de a lua măsuri impulsive. Relațiile cu persoana iubite sunt misterioase, magice și de neînțeles pentru ceilalți, dar se potrăvesc în cuplul vostru. Deci restul nu trebuie să știe detaliile. Caută să găsești acel adevăr biblic comun care este din nou relevant pentru tine. Dacă te vei alinea la dorințele persoanei iubite, vei găsi cu siguranță aventurile preferate. Adevărat, nu imediat. Prima jumătate a săptămânii se va dovedi, cum se spune, vizionară, când Cupidon încearcă doar unde ar trebui să-și trimite săgeata luni sunt posibile încasări semnificative de bani, așa că pe parcursul săptămânii vei fi impregnată, romantic, foarte naivă și predispusă la cheltuieli mari. Nu ar trebui să te simți ca moș Crăciun. Imunitatea poate fi scăzută în această săptămână, așa că acordă o atenție deosebită sănătății tale și ia măsuri preventiva. Sprijineți corpul cu vitamina. Calculeazăți în mod real punctele forte, apoi poți evita supra-solicitarea fizică. Este posibil ca în perioada următoare să ai o dorință de a impresiona pe ceilalți cu un aspect extravagant. În acest caz, astrele te sfătuiesc să încerci bijuterii part. Brățările și colierele largi, cu modele originale și chiar forme neobișnuite, vor fi opțiunea cea mai potrivită. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn, Săptămâna aceasta nu ar trebui să te împrăști pe flacuri sau să încerci să faci toate lucrurile simultan. Aceasta va înceteni doar munca ta. Nu-ți fie teamă să spui nu, doar adaugă semnificația ta la acest nu. Miercuri este posibil să fugi de ostilitate. În a doua jumătate a săptămânii este posibil să fii ruptă în transpirațiile de carieră și interesele familiei. Fă-ți timp pentru curățenie în weekend. Ai succes, poți auzi declarații de dragoste, dar nu le lua în serios. Totul este încă prematur. Între timp, ești clar liberă și ești deschisă la tot ce e nou. Activitatea ta intimă va fi strălucitoare dacă te vei agăța de lucruri atât de simple precum șorțul de bucătărie. Sarcina ta este să te transformi într-o gospodină care stă lângă sobă cu plăcere, așteptându-și partenerul cu pasiune și dorință la toate cele 300 de grade. Nu cumpăra ceva scump, cu excepția cazului în care articolul este imediat necesar. Acum este un moment bun pentru a economisi bani, a face o depunere în bancă, a schimba locul de muncă. Oferte interesante sunt probabile în a doua jumătate a săptămânii. Poate că săptămâna aceasta va trebui să te ridici din pat cu o jumătate de oră sau cu o oră mai devreme. Stelele spun că corpul tău nu va accepta schimbarea regimului în cel mai bun mod. Neavând somn suficient, vei da din în cap toată ziua, performanța ta va fi redusă, starea de spirit va lăsa mult de dorit. Nu încearcă să te culci mai devreme și la prima oportunitate revină la rutina ta obișnuită și convenabilă zilnic. În zilele următoare, acordă atenție bijuteriilor cu crizolit, în primul rând de inele. În zilele următoare acordă atenție bijuteriilor cu crizolit, în primul rând pe inele. Crizolitor te va ajuta să menții pacea în familie și te va învăța de asemenea să simți din nou bucuria de a comunica cu familia. Talismanul cu crizolit îți va oferi posibilitatea de a acționa cu înțelepciune și de a lua decizii în cunoștință de cauză, chiar și în circunstanțe dificile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător Închide ochii, ascultă-te și apoi vei simți în ce flux trebuie să intre pentru a obține ceea ce vrei. Încearcă să nu faci nicio promisiune, îți va fi greu să-ți păstrezi cuvântul. Este posibil să îmbrățișezi imensitatea, deci completează doar ceea ce poți face. Prima jumătate a săptămânii poate fi legată de o muncă destul de complicată, dar până în weekend tensiunea va scădea. Datorită ajutației în perioada anterioară, este puțin probabil să fiți capabili și să fiți împreună în cuplu. Cu toate așa, acesta este nedorit să creezi o situație de conflict în relația ta. O seară romantică de sâmbătă va atenua toate resentimentele. Cu un grad ridicat de probabilitate vei întâlni o cunoștință foarte aprovizătoare pe stradă. Este posibil ca aceasta să fie o aventură erotică de alt tip sau poate asociată lumii exterioare. Asigură-te că vei arăta suficient de decent în orice circumstanțe, evite excentritatea și acordă atenție ciorapilor și centurii. Situația ta financiară se va schimba în bine. Desigur, banii din cer nu vor veni, dar vei avea o mare oportunitate de a câștiga. În această săptămână este posibil să reiei un fel de boală care nu a fost tratată în trecut. Nu încearcă să o privești pozitiv. Da, problemele de sănătate nu sunt cele mai plăcute. Dacă ai primit un semnal, ar trebui să revii la această problemă. În final, trebuie să o rezolvi odată pentru totdeauna. Nu te automedica singură. Acum, mai mult decât oricând, monitorizarea de către un specialist este importantă pentru tine. Urmează cu strictețe recomandările date și vei reveni în curând la normal. Poartă malachit. În mod evident, proprietatea acestui mineral de a ajuta proprietarul să evite situațiile de conflict îți va fi de folos. În zilele următoare s-ar putea să fie atrasă de clarificări neplăcute ale relațiilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești! Săptămâna aceasta va fi acaparată de dorința de a pătrunde esența lucrurilor și gândurile altora. Vă nu ești cu bună știință un alt fel de interes. Nu crede pe cuvânt, vei vedea multe dintr-un punct de vedere nou, dar nu promova analiza ta în detrimentul activității viguroase. Marți este important să nu întârzii, vei fi judecată după punctualitate și responsabilitate. Cineva de lângă tine poate ieși din echilibru. Vei oferi un motiv suplimentar. În weekend îmbracă o ținută festivă. La începutul săptămânii este indicat să nu testezi puterea sentimentelor unei persoane dragi. Nu-l face gelos. Utilizează reținere rezonabilă duminică. Cu cât decizi mai cu să-ți exprimi sentimentele, cu atât mai puțin vor fi apreciate. Te vei preface acum ca și oaie nevinovată, deși, de fapt, totul este exact invers. Poate că tu însă îți vei provoca partenerul în acțiuni foarte lipsite de ambiguitate în raport cu persoana ta, apoi vei începe să-l faci de rușine cu o privire indignată. Încearcă să decizi între somnul confortabil și intimitatea dulce. Săptămâna promite noi perspective. Mai ales, succesul poate fi marți și sâmbătă. Resursele tale financiare pot crește semnificativ. Acest lucru îți va afecta pozitiv starea de spirit. Nu de la magazin pentru cumpărături de rutină. Starea ta bună în această săptămână va fi destul de instabilă. O creștere temporară a temperaturii este posibilă din motive necunoscute. Durere în stomac, migrenă. Stelele spun că ar trebui să fii atentă, să reduci stresul psihologic și fizic, să urmezi o dietă. Nu-ți fie teamă să refuzi ofertă referitoare la muncă. Prin odihnă vei compensa totul și vei reveni la normal. Pentru a-ți asigura o bună dispoziție, poartă bijuterii cu o piatră albastră toată săptămâna. De exemplu, topazul albastru își va face proprietarul prietenos, sociabil și temperat. Ei bine, dacă găsești o bijuterie cu turcoaz, piatra îți va da hotărâre și îți va orienta energia către creația. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept?